Salutare, fraților! Bine v-am regăsit la o nouă tură. Suntem aici cu domnul Silviu. Salut! Iar astăzi vom face o tură grea. Vom face o tură de toamnă până la vârful Leota. Vârf situat la aproximativ 2100 de metri. Iar înainte o să ajungem și pe la cabana Leota. Va fi o urcare continuă până la vârf. Iar în a doua jumătate a traseului vom avea mai mult coborâre și cu mici urcări. Este practic traseul de la Bike Expert Alpine Challenge, traseul de concurs care pleacă din localitatea Pucioasa. Iar acesta este traseul practic pentru cei experți, cei care sunt foarte bine antrenați pentru concursul de biciclete. După cum știți, traseul de e-bike făcut de cei de la Pucioasa este doar compus de traseul mediu. Și practic acum noi vom include, de fapt Silviu a inclus în traseul nostru, ultima porțiune de coborâre mai dificilă pe care cei de la Bike Expert au exclus-o din concurs. Deci ne așteptăm ca pe acolo să fie ceva mai sălbatic și rămâne să vedem cum iese tura asta. Hai să-i dăm bătaie! Întâlnim primele bărți pe traseu, însă ne așteptăm ca majoritatea traseului să fie uscat, poate cu excepția porțiunilor din pădure, unde sper să putem măcar să evităm noroile. Ca de obicei, traseele de toamnă ne întâmpină cu un astfel de peisaj, nu ai cum să te saturi de așa ceva. Merge și de-a lungul unui frumos râu. E bine de știut că momentan suntem pe traseul marcat cu dungă albastră, iar ce vedeți, linia asta roz, cred că este marcată de cei care au organizat concursul de biciclete. La această intersecție vom face stânga, bine, practic o vom ține drept către mănăstirea Maicii Domnului. Tot drumul de până acum a fost de-a lungul râului Ialomicioara, din Valea Ialomicioarei, așa cum zice Silviu. Din dreapta este drumul către mănăstire, iar noi de aici va trebui să o luăm în stânga și scrie pe indicatorul din față spre cabana Leota. Observ că mănăstirea are o curte îngrădită cu un gard impunător și de asemenea o poartă frumoasă la intrare. Și neașteptat de mare mănăstirea, ținând cont că este relativ izolată de restul localității. Însă am observat că este un punct de atracție pe care nu știu mai mulți oameni, pentru că după cum v-am spus am văzut destule mașini care au urcat până aici. Imediat după ce am trecut de mănăstire, la aproximativ 500 de metri, vom face dreapta și ne abatem de la drumul principal. După cum observați, aici sunt și marcajele celor de la concurs. Urcare foarte gravă față de ce am avut până acum. După cum ați observat, Sibiu a plecat foarte greu din rampă. Da, se pleacă foarte greu. Însă văd că e uscat pe aici. Culmea, când am văzut apa la intrare, mă gândeam, mamă, să vezi prin ce noroi mergem pe aici. Deci cu asta pot să vă spun tot respectul pentru cei care sunt în stare să urce pe propriile picioare aceste tipuri de pante. E incredibil. După ce că este panta foarte abruptă, mai este și terenul denivelat, ceea ce îți îngreunează și mai mult urcarea. Cum e, Silviu? Merge, merge? Merge! Nu uitați, fraților, să vizitați canalul de YouTube al lui Silviu, Silviu Filipescu. Acolo puteți să vedeți ture fenomenale, făcute la munte, fie împreună cu mine, fie separat. De asemenea, review-uri interesante pentru accesorii pentru biciclete, cum ar fi, de exemplu, suport pentru bicicletă pentru mașină. Când mă bucură faptul că traseul este extraordinar de uscat. Nu mă așteptam la așa ceva. Pot să zic că e prăpuit, atât de uscat este. Asta pentru noi înseamnă că putem să avansăm mult mai ușor. Din nou, marcajul dungă albastră și săgeata de la concurs. Starea drumului a început să se degradeze pentru că au pornit niște șanțuri mari. Așa arată anumite bucăți din traseu cu niște șanțuri mari. Uitați cum vine. Hai că poți! Ce faci, Silviu? După 10 km ieșim la un prim luminiș. În față avem cabana Leota. Cam așa arată cabana. E un loc numai bun pentru așa ceva. Nu văd niciun fel de activitate în zonă. Și avem și răspunsul de ce. Pentru că așa cum vedeți, ascuns pe acel panou, că este șantier în lucru. Asta înseamnă că e într-un proces de reabilitare. Aici văd niște resturi de acoperiș.
Iar cabana, dacă ne uităm, are un acoperiș nou, tot așa de șindrină. În continuare mergem pe zona asta cu multe doborături, bănuiesc, din cauza vânturilor puternice din zonă. E efectiv devastată această porțiune. O grămadă de copaci căzuți. Avem bucata asta mică de coborâre. Cred că e prima de până acum. Bucata pe care o voi coborâ controlat, pentru că drumul mi se pare accidentat. Iar în spatele cabanei Leota putem să vedem în față și o stână părăsită. De fapt nu că ar fi părăsită, doar că ciobanii s-au retras și au retras oile. Aceștia revenind tocmai la primăvară. Iată că trecem exact pe lângă stână. Așa arată o stână autentică de munte, făcută din pietre de râu. Acesta este locul unde îngrădesc oile, țarcul. Iar aceasta este intrarea în stână. Așa arată înăuntru unei stâne. Avem aici masă, bancă. Aici de asemenea. La fel, tot felul de mese, bănci. Bănci pe care le poți folosi și pentru dormit. Un acoperiș alcătuit doar dintr-o copertină. Aici o altă încăpere. Ia ziceți, domnul, cu ce vă servesc? Avem doar lapte, bere, ce doriți? O pastramă de oaie. Pastramă de oaie, să fie pentru băiatul. O bere. Și o bere. Avem și aici data construcției, bănuiesc, acestei stâne. Datată în 22 octombrie 1989. Și mai scrie și un nume. Mabea Cornel. Această stână are o intrare aici, exact către țarcul pentru voi. Și mai are și o altă intrare, tot așa către un alt țarc. Priveliștea este cam aceasta. Iar acum vom ieși. Închidem ușa, exact așa cum era înainte. Și ne va continua tura. Sărim pârleazul și ajungem în locul unde ne așteaptă calul. De la această stână o luăm tot în față. Avem din nou urcare foarte dificilă, însă doar din punct de vedere al inclinației, pentru că în rest văd că drumul este acceptabil. Mamă, și în față ce ne așteaptă. Să vedem dacă putem să dovedim măcar o parte din ea. Ce e să mai, că nici nu poți să stai pe bicicletă. Cam așa arată panta de aici. Spuneți-mi voi câte grade credeți că are. Așa sunt zonele de pușbai la munte. Împingem bicicleta electrică. Chiar dificil aceste pante. Asta e răsuflarea până și cu asistența maximă a bicicletei electrice. Acum se va vedea mai bine cât am urcat de la această stână în doar 500 de metri. Să-i dăm în prima fază pe coborâre. Aici au o grămadă de bolovani. Încă o porțiune scurtă de coborâre. Chiar că aproape a fost numai o urcare. Mi se pare incredibil că suntem la sfârșitul lunii octombrie și iată că stau în tricou, la mânecă scurtă și mă simt foarte bine. E o zi senzațională. Atât de mult contează să fie cerul senin, să nu bată vântul. Te ajută foarte mult.
Iar în momentul ăsta ciclocompitorul mi arată că sunt 12 grade. Am plecat de la ora 10 pe traseu, iar acum este ora 2. Am parcurs 15 km și puțin peste jumătatea diferenței de nivel, deci probabil că am urcat vreo 8-900 de metri. Bă, că îmi zice că suntem exact la altitudinea 1660 de metri. Primii motocicliști pe care îi întâlnim pe traseu. Salut! Drum bun, salut! Salut! Nu, nu, mulțumim! De-a lungul drumului, după cum vedeți, curge un firicel de apă. Deci mai probabil, exact prin zonă, se află un izvor. Pe acest drum avem o altă stână, cea din dreapta. Abia acum a început să se simtă frigul, pentru că avem bucata asta cu umbră. E altceva acum. Începe să vedem din ce în ce mai aproape vârful Leota, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a urcării noastre se va încheia. Vor mai fi mici porțiuni de urcare pe partea de întoarcere, pe unde ne așteptăm mai mult să coborăm. Până acum, după cum se vede, am tot urmat marcajul turistic Dunga Albastră și de asemenea încă vedem punctele roz, ceea ce înseamnă că suntem pe traseul celor la concurs. Iar puțin mai încolo, mai vedem încă două alte marcaje, Crucea Albastră, respectiv Triunghiul Roșu. În continuare avem o intersecție cu trei variante. Dacă ar fi să ne luăm pe vârf, adică vârful din față, vârful Leota, puteți să ne continuăm coborârea direct pe aici, prin dreapta. Însă, noi cum vrem să urcăm, o vom lua puțin în față, vom face ușor dreapta, vom urca prin spatele vârfului și astfel că vom închide bucla și ne vom întoarce exact pe aici, prin față, pe unde e foarte abrupt. Ar fi imposibil să putem să pedalăm pe această urcare, însă pentru coborârea e numai bună. Iată că după 20 de kilometri și 1300 de metri diferență de nivel, schimbăm bateria și a făcut treaba cu brio. Punem bateria la loc și capacul. Și asta a fost tot. Avem o baterie încărcată 100%. Ajungem în momentul în care trebuie să luăm în stânga, iar de aici începe urcarea cea mai agresivă către vârful Leota. Mă aștept ca vremea pe vârf să se schimbe brusc, pentru că e o porțiune foarte expusă și trebuie să fie mult mai frig acolo. Exact cum vă spuneam acum câteva momente, vântul a început să bată mult mai tare și de asemenea temperatura a și scăzut. Intrăm pe ultima bucată de urcare. Urcare foarte grea, foarte abruptă. Bicicleta se ridică pe o roată și nu pot să mai stau pe ea. Așa că trecem la pushbike. Și ultimii 20 de metri până la vârful Leota arată cam așa. După puțin pushbike și câteva bucăți pe unde am putut să merg pe ea, am ajuns la vârful Leota, 2133 de metri. Cam asta a fost urcarea noastră către vârful Leota, 2133 de metri. Acum hai Silviu să-i dăm pe coborâre. Hai cu downhill-ul. Cobor cât de cât încet. După cum vedeți, sunt foarte multe pietre pe potecă. Ne mai dăm și jos. Ia uitați cum e pe jos. Pietroaie.
Dacă n-ar fi fost șanțurile astea, ar fi fost mult mai ușor. Însă astea ne fac viața mult mai grea. În sfârșit am ajuns la drum mai bun. Se coboară mult mai lejer pe aici. Ce pietroaie, bă, băieți, bă. Și un pic de urcare. Găsim din nou marcaje pe traseu, cruce albastră și dungă albastră. Mamă, ce alunecă pe aici. E efectiv pietriș pe jos. Bicicleta văd că se comportă foarte bine. Suspensia față-spate mă ajută foarte mult, pentru că bicicleta nu țopăie, iar roțile rămân foarte mult pe pământ. Și ultima porțiune de la vârful Leota. Asta e parfum. E ca pe autostradă. Și cu asta revenim la intersecția de mai devreme. Și o să luăm pe drumul ăsta în stânga. Zice Silviu spre Stâna Raciu. De acolo venim noi. Facem stânga. Revenim pe traseul de concurs. Deja drumul este foarte bun pe aici. Iar de acum ne vom bucura cea mai mare parte a traseului doar de coborâre. Întâlnim un alt firicel de apă. Mrăștinos, aș spune. Mamă, păcat de coborâre asta. Bine, mă aștept să nu avem parte prea mult de astfel de drum. Vă dați seama dacă ar fi udă iarba asta, te duce sanie. Ce pietroaie, bă, băiatule. A, uite ce-i pe aici. Această cărare ne duce exact către stână. Ce grohotiș aici, fraților. Am preferat să mă dau jos. Dar abia pot să stau pe bicicletă. Și chiar dacă aș putea să stau puțin, alunecă foarte ușor. Și cu drumul a devenit un pic mai bun, revenim la ghidon. Intrăm în curtea stânei. Nici pic de iarbă pe aici. Au ros oile tot. Și ai rămas așa, a? Deci a fost așa, punctual unde m-am dat jos. Te-ai mișcat bine tu, asta ai stat mult și la urcare și la... Obără, ai urcat toată leaua, da? I-ai dat șoc la lanțul ăla. I-ai dat șoc la lanțul ăla pe urcare. Deci erau porțiuni, eram în turbo, era indicatorul de cuplu și tot ce mi-a dat mie acolo, forță, la maxim. Maxim tot. De la stână, îi dăm tot înainte. Ce mă bucuram când văzusem iarba aia. Deci am avem drum bun, dar de unde? Ia uite. Din nou pietriș. Cobor aproape târâș. Văd și foarte multe pietre ascuțite. Pietre care nu iartă nici anvelopele de tubeless, pentru că poate să stai anvelopa.
Dar faptul că văd praf pe traseu mă bucură foarte mult. Înseamnă că s-ar putea să scăpăm de noroaie chiar și prin pădure. Vă dați seama, dacă ar fi fost să urcăm pe aici, n-aveam nicio șansă. Deci, efectiv, de-abia stau pe bicicletă. Și de aceea m-am dat jos. Pentru că văd că începuse să fac deja drifturi. Aici din nou copaci dobărâți. Și iată că ajungem la un drum mult mai bun. Nu se compară cu ce am avut în spate. Îl las pe Steve să se ducă puțin în față. Pentru că în cazul în care este nevoie să frâneze, să am timp să încetinez și eu. Curățăm anvelopele. La 20 de metri mai încolo, o altă traversare pe râu. Pare a fi acceptabilă. Ce interesant. Pe oricare am mers pe lângă râu, la întoarcere tot pe lângă râu. Marcajul de la concurs. De suntem bine. De aici se vede și mai bine râul. Încep să apară șleaurile cu apă, cu noroi. Am trecut de la drum acoperit cu praf la grav cu noroi. Poate nu neapărat din cauza faptului că ar fi plouat în zonă. Poate pur și simplu este o umezeală mai mare aici din cauza apei sau posibile izvoare. Greu de spus. Întâlnim papucul. Mașina românului de nădejde. Vă dați seama cât de rezistente sunt. Deci, în primul rând, că este o mașină veche și, în al doilea rând, uitați-vă pe ce fel de drum trebuie să meargă. Norme de poluare non-euro. Miroase zici că lasă benzină în spate. Ajunge la o intersecție complicată, cu o grămadă de variante și această cabană, exact la mijlocul intersecției. O luăm tot în față. Porțiunea de la intersecție începe cu această urcare, care este din nou foarte agresivă. Însă mă bucur să văd că drumul este bun. Avansăm mult mai ușor așa. Ieșim în poiană. Ajungem la o altă stână. Drumul se transformă într-unul de vis. Mai ales cu lumina din față. Ajungem la un covor gros de frunze. Pe aici colo se mai vede pământul. Și căutăm să mergem pe acele bucăți. Zici că ar fi o potecă de pădure, nu drum forestier. Pentru că drumul ăsta e lat. Însă faptul că o mare parte din el e acoperit cu frunze, îți dă senzația că ai merge pe o potecă. Foarte multe săgeți care ne spun să luăm în dreapta. Însă noi o vom lua în stânga. Aici a trasat Silviu. Spuneai că e mai interesantă bucata asta. Acum să vedem. Drumul devine foarte sălbatic. De-abia dacă mai distingi unde-i drum, unde-i sălbeticie, e momentul să decidem cu domnul Silviu ce facem. Dormim cu ursul sau mergem la cabană? În mod normal pe aici ar fi trasat și după cum vedeți, pe aici nu, e pur și simplu pădure. Hotărâm să luăm tot înainte. Deja nu mai avem niciun fel de potecă. Pentru moment scăpăm de frunze. Drumul se vede mult mai bine. Însă e și mult mai beznă aici. Întâlnim copaci dobărâți pe potecă. Trecem exact pe sub ei. Deja drumul s-a îngustat mult mai mult. Și avem vale în dreapta. Ajungem la acest luminiș. Nu știu de ce copacii sunt mai rari în stânga. Ori au fost dobărâți de vânt, ori au fost de frișări. Se pare că mai avem parte și de peisaj din când în când. Pentru că în rest pădurea este foarte deasă. Deja pare că de un drum mai circulat. Pentru că se observă urme de mașini, de ATV-uri sau cu ce mai fi trecut pe aici. Hai că am nimerit pe porțiuni cu noroi, șleauri, pietre. Avansăm cu greu pe coborâre.
Deci pot să vă spun că a fost un traseu cu adevărat tehnic, atât pe urcare cât și pe coborâre. Deja se încurașă gluma. După cum vedeți, drumul este foarte rău. Norocul nostru este că n-a plouat de curând, dar altfel notam pe zonele astea. Ajungem la o stână, unde văd că se ocupă cu creșterea vacilor. Este ora 6:20 și avem parte de acest minunat apus de soare. Acela așa ne așteaptă un dulău. E foarte interesant de prezența noastră. Sau mai degrabă speriat de noi. Asta văd că e legat aici. E mai mult speriat. Avem un alt câine în stânga. Ni la oi, mă! Ni la oi! Ni la oi, n-auzi! Ni la oi! O poiană de vis. N-am ce zice. Poate că single trail. Așa cum zic băieții din America. Single trail, mioritic. Avem de toate, domne, aici. Silvule, ce faci? Ce faci, mă, Silvule? Ce faci pe acolo, prin gazonul ăsta uriaș? Ce potecă inexistentă. Și pentru că este 7:20, iată că ne-a prins noaptea din nou pe traseu. Însă mai avem de coborât doar vreun kilometru jumate. Doar că avansăm foarte greu. Nici gând drumul să se facă mai bun. Tot așa drum cu șanțuri, cu pietre. Coborând la lumina farului. După o coborâre incredibil din afară, prin pietroaie, după care ajungem la două case, de unde drumul începe să fie de vis față de ce am avut în spate. Pot să vă spun că a fost o tură foarte dificilă, într-adevăr, pentru avansați, din punct de vedere al efortului, pentru că au fost urcări grele pe drumul proaste, iar când avem vorba de coborâre, drumurile au fost sub orice critică, traseul devenind foarte tehnic, nu știu cu ce ai fi putut circula pe acolo. Astfel că, după 9 ore de mers, am pornit la ora 10 la drum și am încheiat la ora 7 seara. Se termină această tură, am parcurs cei 44 de kilometri și o diferență foarte mare de nivel, 1700 de metri, 1800. Pun pe ecran toate detaliile, să vedeți despre ce este vorba. Astea fiind spuse, ne revedem la tura următoare, fraților! Să ne vedem cu bine!